De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința Consiliului Local din Moinești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnule primar, doamna secretar general, domnul viceprimar, stimați colegi, începem ședința pe comisii. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog să faceți propuneri. Din partea grupului PNL propun pe domnul viceprimar Lecănuș Bogdan. Grupul PSD nu are propuneri. Da. Comisia de Urbanism, vă rog să trecem la votarea proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. La Comisia Economică, dacă aveți alte propuneri, vă rog. Dacă nu, supunem la vot proiectul cu propunerea făcută la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, dacă mai aveți dumneavoastră propuneri. Dacă nu, supunem la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Eu o să vă anunț că nu particip la vot în calitate de director al școlii. Da. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui protocol între Administrația Națională a Apele Române și Administrația Bazinului de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Moinești, județul Bacău, pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică, construire pod peste Tazlău-Sarat, strada George Coșbuc, intersecția cu strada Mihai Eminescu. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 149 din 03/10/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL în municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții? Întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Nu participă. Domnul consilier Marcine nu participă. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Două neparticipări. Domnul inginer Ghioc și domnul consilier și domnul doctor. La Comisia Juridică. Da, nu participă. Și eu. Da, suplianță, nu sunt, dar prima dată sunt convocat. Nu o să votați hotărârile cealaltă, dacă sunteți, o să fiți în această situație la momentul aprobării structurii în Consiliul de Administrație și o să fiți desemnați. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor de dezmembrare a protocolului de dare în administrare a unor bunuri aparținând municipiului Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 208, județul Bacău. Rog liderii de grup să facă nominalizări pentru membrii comisiei. Din partea grupului PNL propun pe domnul Ghioc și doamna Lăzăroaia. Grupul PSD pe Busuioc Iulian și Budacă Cristinel. Da, mulțumesc. Comisia de Urbanism, vă rog să, dacă aveți alte propuneri, dacă nu, o să supun la vot nominalizările, urmând ca în ședința de plen să votăm. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți și alte propuneri, vă rog. Supunem proiectul la vot cu propunerile făcute la Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot cu propunerile făcute. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului concurs Miss Moineșteanca și a cheltuielilor aferente. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul unității administrativ-teritoriale, municipiul Moinești, a programului local de acțiune privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2023. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Moinești pentru implementarea proiectului Hub de Servicii Cod MMS. Da. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2023 a unui sprijin material constând în tichete sociale pentru achiziționarea de alimente de bază și medicamente beneficiarilor legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare ale căror venituri sunt insuficiente persoanelor având vârsta peste 60 de ani, care realizează venituri insuficiente și veteranilor de război și a regulamentului de acordare. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului cu școala gimnazială Tristan Tzara, Asociația Ecoasis București și Asociația Activ Moinești pentru desfășurarea unei acțiuni de plantare pe terenul situat pe strada Vântului numărul 4, municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 53, din 2808-2008, privind trecerea din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al satului, al imobilului, bloc de locuințe ANL, situat în municipiul Moinești, strada Mihai Eminescu, numărul 150, județul Bacău. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești, numărul 67, din 21.05.2009, privind trecerea blocurilor ANL situate în municipiul Moinești, strada Luminii, strada Tudor Vladimirescu și strada Plopilor, județul Bacău, în domeniul public al statului. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă aveți întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog, legat de proiect. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Moinești pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 27.02.2023. Comisia de Urbanism, întrebări, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supun proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Comisia Economică, întrebări, vă rog. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Comisia Juridică, întrebări, vă rog. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri. Mulțumesc. Ordinea de zi a fost epuizată. Urmează o pauză, după care ședința de plen. Ședinței de plen a Consiliului Local al municipiului Moinești. Ședința de astăzi a fost convocată prin dispoziția primarului municipiului Moinești, numărul 128/21/2023, în conformitate cu prevederile articolului 133 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere ordinea de zi propusă, la ședința de astăzi participă directorii, șefii de servicii, șefii de birouri, precum și conducătorii instituțiilor din municipiul Moinești. Ședința se desfășoară atât în sala de ședințe, cât și prin conexiune online, fiind prezent online domnul consilier Mocanu Iulian. Având în vedere prevederile articolului 138 aliniatul 15 din codul administrativ și faptul că pe ordinea de zi, la primul punct, se află procesul verbal al ședinței din 26 ianuarie 2023, proces verbal care a fost transmis către consultare, pentru consultare către dumneavoastră, consult plenul dacă aveți propuneri sau modificări față de forma care a fost transmisă. Nefiind alte propuneri, supun la vot procesul verbal al ședinței din 26 ianuarie 2023. Cine este? Deschideți ședința. Mulțumesc. Da, a fost adoptat procesul verbal cu 18 voturi pentru, 17 voturi în sala de ședințe, un vot exprimat online. Vă informez de asemenea, înainte de a da cuvântul domnului președinte de ședință, că ședința este legal constituită, fiind prezenți 17 membri în sala de ședințe, un consilier local online și absentând domnul consilier Marco Alexandru Cătălin. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a vă supune la vot ordinea de zi propusă de executiv pentru ședința de astăzi. Mulțumesc, doamna secretar. Bună ziua tuturor, stimate domnule primar, stimați colegi, stimați directori, stimați consilieri. Începem ședința prin supunerea la vot a ordinii de zi a ședinței ordinare de la această dată. Procedura de vot. Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al municipiului Moinești. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să demarăm procedura de vot. Domnul, vă rog, reluați procedura, nu? A, gata. Da. Domnul Mocanu? Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Moinești, Județul Bacău, pentru realizarea obiectivului de investiții de interes și utilitate publică, construire pod peste Tazlău-Sarat, strada George Coșbuc, intersecție cu strada Mihai Eminescu. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, vă rog să demarăm procedura de vot. Domnul... Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 149 din 30/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare termică clădire strada Vasile Alecsandri numărul 52, sediul Direcției de Asistență Socială din municipiul Moinești și a indicatorilor tehnico-economici. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, demarăm procedura. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea locuințelor construite prin ANL în municipiul Moinești, județul Bacău. Vă rog raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării inventarului centralizat al imobilelor, aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice cu paturi a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 neparticipări. Vă rog, raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și 2 neparticipări. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să votăm. Nu votează. Proiectul a fost adoptat cu 14 voturi pentru și restul neparticipări. 4 neparticipări. Nu particip. Da. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor de dezmembrare și a protocolului de dare în administrare a unor bunuri aparținând municipiului Moinești, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 208, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Demarăm procedura, având în vedere că sunt reprezentanți în comisie, demarăm procedura de vot secret. După votare, rog comisia de numărare a votului să se întrunească pentru deliberare. Dau cuvântul domnului președinte pentru expunerea rezultatului votului. Proces verbal al Comisiei de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret pentru încheierea prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 208, județul Bacău. Comisia de numărare a voturilor și stabilirea rezultatului votului secret, formată din Breanu Neculai, președinte, Budacă Cristinel, secretar, Margine Gelu, Pascalin Nini, Alexandru și Catană Codrin Ionuț, membri, a procedat la numărarea voturilor. Din totalul de 17 buletine de vot, sunt 17 valabile exprimate, 0 nule. În urma numărării voturilor, Ghioc Corneliu a obținut 17 pentru, 0 împotrivă. Busuioc Iulian 17 pentru, 0 împotrivă. Lăzăroaia Luca 17 pentru, 0 împotrivă. Budacă Cristinel 17 pentru, 0 împotrivă. Drept urmare, au fost desemnați următorii reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Ofertelor pentru închirierea prin licitație publică a unui lot de teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 208, județul Bacău. Membrii titulari, Ghioc Corneliu, Busuioc Iulian, membrii supleanți, Lăzăroaia Luca, Budacă Cristinel. Semnează Comisia. Mulțumesc! Întrebări, discuții legate de acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, putem demara procedura de vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului concurs Miss Moineșteanca și a cheltuielilor aferente. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru și o abținere. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții legate? Da, domnul consilier. Am eu o singură întrebare. Am văzut acolo că se oferă o sumă de 5.000 de lei pentru mesele unor participanți și pentru încă un artist, dacă nu am înțeles eu bine, dar care încă nu a confirmat. Asta este una dintre situații, dacă a confirmat acel artist, despre cine este vorba. Asta este în primul rând. În al doilea rând, am văzut afișul concursului și că există un tarif de intrare la concurs de 27 de lei. Chiar dacă nu am participat la celelalte ediții, le-am urmărit în totalitate și am văzut că sala a fost în general plină. Îmi puteți spune ce se întâmplă cu acei 27 de lei? Cine îi încasează după aia? Rămân în bugetul Consiliului Local sau îi ia asociația? Pentru că dacă ia asociația, consider că ar fi normal cumva să susțină concursul, pentru că atunci când se zic sponsorii, există o listă lungă de sponsori și vă pot da foarte multe exemple din prisma faptului că eu am fost cel care a organizat prima ediție în colaborare cu doamna Ifrim. Noi nu am fost susținuți financiar la acea dată și am putut să desfășurăm concursul în foarte bune condiții. Ni s-a pus la dispoziție atunci doar cazare. Zic asta pentru că totuși sunt niște bănuți care îi dăm. Tot vorbeam că nu sunt bani. 5.000 azi, 5.000 mâine, mai vine acum și iar raliul, iar 1 miliard și tot așa. Mulțumesc. La acest moment de raliu nu este vorba, nu l-ați văzut prin buget, nu s-a făcut nicio discuție pe tema realizării acestui eveniment, ca să închei cu asta, și încă nu e luat o decizie dacă va avea loc și la Moinești această etapă din acest an. Privitor la acest eveniment care are loc anual, Primăria Moinești, Consiliul Local este doar partener, nu este organizator. Fundația Moineșteanca, sau cum se cheamă, Asociația Mândrei Românească este organizatorul și anul trecut știu că s-au luat acele premii din biletele vândute. Mai mult știu că s-a făcut și un act de caritate la acel moment, la Consiliul Local următor, la ședință. O să vă pun la dispoziție, o să cer asociației să ne pună la dispoziție tot ceea ce ați menționat. Mulțumesc. Alte întrebări legate de acest proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru și 3 abțineri. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind adoptarea la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Moinești a programului local de acțiune privind combaterea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2023. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări? Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Am citit în programul local de acțiune că o persoană, pentru a face parte din categoria persoanelor marginalizate social, trebuie să îndeplinească câteva condiții. Ele nu sunt cumulative. Iar la ultimul alineat, dacă văd că nu ați afișat, spune așa: a efectuat o pedeapsă privativă de libertate. Din punctul meu de vedere, această categorie este trecută în program în mod nefericit. Și o să vă dau 3 argumente. Un prim argument ar fi acela că s-ar putea înțelege că noi încurajăm persoanele care săvârșesc fapte penale și execută pedepse privative de libertate. Adică comunitatea, după ce că suferă de pe urma unor fapte de natură penală, îi mai plătește și jumate din datorii celui care execută o pedeapsă privativă de libertate. Acesta e un prim argument. Un al doilea argument este că nu se stipulează când a efectuat o pedeapsă privativă de libertate, în ultimii 5 ani, în ultimii 10 ani, în ultimii 3 sau în ultimul an. Și un al treilea argument ar fi: ce facem cu persoanele care se află în executarea unei pedepse privative de libertate? Că ponderea persoanelor care execută asemenea pedepse sunt cele care primesc de la un an în sus. Și atunci nu facem o discriminare între cei care au efectuat o pedeapsă privativă de libertate și persoanele care se află în executarea unei pedepse privative de libertate? Eu v-aș propune să înlăturăm acest aliniat cu această categorie de persoane, pentru că noi, de fapt, dacă aprobăm metodologia, că e pe baza unei metodologii care se aprobă în Consiliul Local, noi nu suportăm 50% noi, comunitatea moineșteană, 50% din cheltuielile pentru gaze, energie electrică, salubrizare și așa mai departe, pentru persoana care se află, știu eu, în penitenciar. Noi suportăm pentru persoana care locuiește la locuința respectivă. Iar cazurile în care o persoană locuiește singură și se află în executarea unei pedepse privative sunt foarte rare. De obicei, soțul e în penitenciar sau a efectuat o pedeapsă și rămâne soția. Și atunci noi dăm sprijin soției, nu persoanei respective. Eu v-aș propune să înlăturăm acest aliniat, că mi se pare un pic ne la locul lui. Vă mulțumesc. Domnul Șerhan. Este o prevedere a legii 116, care este prevăzută și această categorie. Într-adevăr, aveți dreptate, teoretic nu se face mențiunea că numai pentru acele persoane care, de fapt, nu au suport material în momentul în care ies din detenție. De fapt, acolo au probleme. Nouă ni se adresează cei care vin din detenție și care n-au casă, masă, familie și altceva nimic. Iar noi trebuie să facem absolut totul pentru a-i reintegra în societate. Nu facem numai de aceste taxe, ci consiliere, căutare, loc de muncă și toate celelalte. Deci numai acolo se referă, dar așa cum ați spus dumneavoastră, nu se spune că se aplică pe mai multe criterii sau dacă deplinesc mai multe condiții. Asta e legea, asta e formularea legii. Bine, dacă este prevăzută în lege, da. Dar noi putem veni cu completări în hotărârea pe care o luăm, pentru că noi aprobăm metodologia. Și atunci vedeți ca metodologie să cuprindă și persoanele. Ce facem cu cele care se află în executarea unei pedepse? Bun, a executat o pedeapsă privativă, dar pe ce perioadă? 50 ani, 7 ani? Ce facem? Cât timp îi dăm ajutorul? Îi dăm... pentru a depăși situația de criză. Iarăși, nu spune nicăieri în lege, nici în 416, nici în normele de aplicare, care este această perioadă. O lună, 3, 6, 9, 12. Atunci se prindeți în metodologie. Se înlătură condiția care l-a încadrat în această categorie de vulnerabilitate. Până când se înlătură, trebuie cu condiția. Bine, dar următor. Presupunem că o persoană acum 2 ani a efectuat o pedeapsă privativă, da? Anul ăsta îi dăm ajutor. Dar nu neapărat anul ăsta. Deci în momentul în care el realizează un venit, el a ieșit la ajutor. În momentul în care el și-a găsit un loc de muncă, sau în momentul în care este depistat că încasează undeva venit, în momentul în care el are o locuință. Deci el nu se mai încadrează, da, nu mai îndeplinește condiții. Vedeți că nu sunt cumulative. După cum sunt trecute condițiile, nu sunt cumulative. Da. De vulnerabilitate, prin identificarea unui loc de muncă, prin determinăm până la urmă și la capăt. Deci el are pe perioadă determinată această scutire, acest ajutor social, pentru că legea îi spune clar, refuză un loc de muncă, nu mai primește ajutor social. Deci... Altă modalitate de ajutor financiar nu a fost la nicio persoană, indiferent de statul. Da. Până acum, nu a venit nimic. Părerea mea este că metodologie trebuie să dezvoltăm mai mult această... Da. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Alte intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Moinești pentru implementarea proiectului Hub de Servicii, cod MySmith 130.963. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2023 a unui sprijin material constând în tichete sociale pentru achiziționarea de alimente de bază și medicamente beneficiarilor legii numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare ale căror venituri sunt insuficiente, persoanelor având vârsta de peste 60 de ani care realizează venituri insuficiente și veteranilor de război și a regulamentului de acordare. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Da, domnul consilier. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac câteva precizări și vă rog să mă înțelegeți că nu am niciun interes electoral sau de altă natură. Îmi amintesc că în anul 2020, în apropierea sărbătorilor de iarnă, noi purtam în Consiliul Local o discuție foarte aprofundată pe aceste etichete sociale. Acum noi, etichetele în 2020 erau în valoare de 100 de lei. Haideți să gândim cu toții ce s-a întâmplat din 2020 și până astăzi. Prețurile la alimente și medicamente pentru care se acordă aceste etichete au crescut cu peste 20%, iar la unele peste 50%. Impozitele și taxele locale s-au indexat anual și în anul 2021 și în anul 2022 și în anul 2023. Tot în această perioadă, prin hotărâre de Consiliul Local, s-a introdus și o taxă nouă, taxa de mediu. Știți cu toții că noi dacă dăm acum 100 de lei la aceste categorii de persoane, s-ar putea, pe bună dreptate, unii cetățeni să spună că râdem de ei, pe românești. Eu v-aș propune să mărim vârsta de la 60 de ani, la 63 sau la 65, cum s-a mărit și vârsta de pensionare, pentru că o persoană la 60 de ani mai poate munci și poate umbla să mai își suplimenteze veniturile și totodată să mărim această sumă. Pentru că își mai ia omul acum 3 cutii de paracetamol cu 100 de lei. Asta e propunerea mea. Cred că este de bun simț, având în vedere că s-au mărit taxele, impozitele, prețurile, inflația, știți cu toții cât este. Dacă noi rămânem tot cu 100 de lei, nu facem nimic. Vă mulțumesc. Ceea ce ați spus e o realitate în ceea ce privesc creșterile de prețuri și celelalte taxe și impozite, dar la momentul ăsta cred că am prins deja în buget. Da. Prima parte, adică paște și să rămână în... Eu cred că poate fi făcut o evaluare în 200. Sunt 200.000 alocați la bugetul inițial pentru tichetul social. Deci, în momentul în care, precum ați văzut, am propus ridicarea plafonului, deci conform pensiei minimești, de la 1.000 la 1.200. Ridicat pensia minimă la 1.138 și noi deja ne-am dus la 1.200. E o creștere față de anul. O creștere. Ca și buget, deci nu putem avea o estimare sigură. Casa de pensii nu ne dă niciodată un număr exact de pensionari și cu cuantumul pensiilor, ca să știm exact cât avem pe perioada municipiului Moinești. Posibil să ajungă acea sumă de 2 miliarde pentru ambele campanii, posibil să mai fie nevoie de suplimentare care va fi făcută la rectificarea anuală, bănuiesc. Iar ca și cuantum dumneavoastră hotărâți... Cuantum da, nu e același la acest moment, dar putem solicita de la Casa de Pensii cei care au ieșit la pensii cu 63-65. Nu cred că sunt mulți, pentru că se plafonează la 1200. Da. Deci cu acea vârstă 63-65, oricum, deci cei care au calitatea de pensionar merg pe 63-65. Noi am pus 60 pentru cei care nu au niciun fel de venituri. Acolo discutăm practic toate beneficiarii veniți din spate ca și beneficiari de asistență socială. Cei care au venit minim garantat nu îndeplinesc condițiile de pensie și ei mi-au venit minim garantat până la... Da, cred că putem vota așa cum a propus amendamentul, pentru că nu sunt foarte mulți care au peste 1200. Doar aceia beneficiază, chiar dacă au vârsta de pensionare 63-65. Cuantumul rămâne 100 de lei. Acum, pentru că am... Da. Deci eu amendamentul îl făceam în condițiile în care spuneam că putem face o economie de la 60 la 63 ca să mărim cuantumul. Dacă nu sunteți de acord cu mărirea cuantumului, lăsăm vârsta de 60. Mulțumesc. Păi ați spus și de cei care s-au pensionat mai de, pe parcursul anilor la 63 sau 65. A, 60 peste, intră și ăștia, da. Ok, așa este, da. Da, ținem cont de propunerea dumneavoastră pentru luna decembrie. Probabil vom avea o situație mai clară a bugetului pe sfârșit de an. Acum am luat în calcul această sumă, e mai mult decât nimic, pentru că acesta este un ajutor din partea Consiliului Local. Dacă nu dădeam nimic, așa cum fac celelalte localități, să știți că suntem singura localitate din zonă care acordăm acest ajutor. E ceva pe lângă nimic. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule primar. Dacă nu mai sunt intervenții... Am eu o intervenție. Da, domnul consilier. Ne puteți arăta cum arată acest tichet? O poză cu el, un facsimil, ceva? Vă rog. Vă arătăm, dar nu am venit. Și vă spun și de ce. Pentru că am fost oprit zilele trecute de o persoană în vârstă, de un pensionar care beneficiază de aceste tichete și m-a întrebat când ne dă domnul primar tichetele. Și am spus ce, zic, nu, alea trec din Consiliul Local la propunerea domnului primar. Zice, nu, 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 că e domnul primar, că el are poza pusă cu niște pensionari acolo, deci domnul primar ne dă. Foarte convins. Ideea este, nu vreau să vă știu pe dumneavoastră, dar ar fi ok. Și dacă așa este, eu nu le-am văzut cum arată, vă zic sincer, nu le-am văzut niciodată. Dacă este ok, ar fi frumos să scrie acolo și Consiliul Local sau ceva. Da? Și pentru că astea o să fie date în apropiere de viitoarele campanii electorale și ar fi urât să beneficiem de pe urma lor. Mulțumesc. Anul ăsta nu e campanie electorală. De fapt, campania electorală a început în 2020, în luna octombrie, ca să știți. Pentru toată lumea, numai pentru primar. Așa e campania electorală, nu se face în ultima zi, în ultima lună. Se face permanent cine face politică. Așadar, acolo e o poză de la momentul când am premiat cuplurile de 50-60 de ani, făcut aici pe scări, după câte știu că e prinsă în acea poză care e pe tichet. E normal să fii pensionari, primarul, Consiliul Local menționat, nu o să pună o poză cu toți consilierii acum separat pe tichet, cred. Dacă ați fi primar, la fel asta. Da. Alte intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, să supunem proiectul la vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind încheierea parteneriatului cu Școala Gimnazială Tristan Tzara, Asociația Ecoasis București și Asociația Activ Moinești pentru desfășurarea unei acțiuni de plantare pe terenul situat pe strada Vântului numărul 4, municipiul Moinești. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rugăm să votăm. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Moinești numărul 53 din 28/8/2008 privind trecerea din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al statului a imobilului bloc de locuințe situat în municipiul Moinești, strada Mihai Eminescu 150, județul Bacău. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții? Da, domnul consilier. O singură întrebare. Articolul 293 alineat 1 din Codul Administrativ prevede că trecerea unui bun din proprietatea publică a unei unități administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului se face la solicitarea guvernului. Există o solicitare din partea guvernului și care este motivul pentru care se trece în proprietatea publică a statului. Eu am găsit o singură adresă din 2021 la documentele anexate, fiind vorba de un aspect în ceea ce privește neconcordanța între suprafețele construite și cele în realitate. Da. Domeniul public al municipiului Moinești, în domeniul public al statului, a fost făcută în 2008, respectiv 2009. La momentul acela, această trecere s-a făcut pentru vânzarea locuințelor. Ele vor trece în domeniul privat al statului, după ce vor trece în domeniul public. Deci noi facem astăzi, nu astăzi, atunci în 2008 și respectiv 2009, s-a făcut trecerea din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al statului, urmând ca după aceea să fie trecut din domeniul public al statului în domeniul privat al statului pentru a putea fi vândute. Noi le avem doar în administrare, deci această modificare s-a făcut pentru ca aceste locuințe să fie vândute. Așa cum prevede și în legea 512, legea ANL-ului, ele pot fi vândute chiriașilor care ocupă aceste locuințe după mine un an, iar în momentul în care am început să facem documentațiile cadastrale, s-a s-a sesizat această diferență de suprafață, care nu este una mică, și atunci am solicitat și ANL-ului și Ministerului Dezvoltării să ne ajute să explicăm această diferență de suprafață, pentru că la momentul acela Agenția Națională de Promis sau banii construcția lor niște proiecte pilot. În autorizația de construire a prins parte plus 3 etaje plus mansardă. Nu era prins și subsolul și aceasta este explicația pentru care este această diferență și astăzi venim cu solicitarea la dumneavoastră să aprobați materialul în forma prezentată. Da, mulțumesc. Numai că eu în hotărârea ce urmează a fi adoptată, la articolul 1, spune se aprobă trecerea din domeniul public al unității administrative teritoriale Moinești în domeniul public al statului a imobililor XY. Păi da, specificați că proiectul de hotărâre arată așa cum spun eu. Specificați totuși să fie exact așa cu scopul urmărit. Și respectiv celălalt proiect în 2009. Trebuie precizată hotărârea. Bine, mulțumesc. Da. Alte intervenții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, putem vota. Vă mulțumesc. Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 67 pe 21/5/2009 privind trecerea blocurilor ANL situate în municipiul Moinești, strada Luminii, strada Tudor Vladimirescu și strada Plopilor, județul Bacău, în domeniul public al statului. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, vă rog să demarăm procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Moinești, județul Bacău, pentru anul școlar 2023-2024. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu sunt, putem vota. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale municipiul Moinești pentru ședința adunării generale a acționarilor a SC Compania Regională de Apă S.A. din data de 27/2/2023. Vă rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Întrebări, discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vă rog să demarăm procedura de vot. Vă mulțumesc, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru. Punctul numărul 20, diverse. Plângerea prealabilă numărul 92/7/2023, formulată de OMV Petromesa împotriva hotărârii Consiliului Local al municipiului Moinești numărul 228 din data de 27/12/2022. Da, domn primar. Pentru că această plângere a fost adresată și Consiliul Local, am atașat-o la punctul diverse. Acest lucru s-a întâmplat și anul trecut. OMV și-a plătit această taxă anul trecut, probabil o va face și anul acesta. Prin consilierii dumnealor juridici au găsit de cuviință să conteste. Vom aștepta decizia dacă vor merge mai departe în instanță sau vor fi mulțumiți de răspunsul la plângerea prealabilă. Vă mulțumesc, domnule primar. consultați consumatorul dacă își însușește punctul de vedere depus la dosar de către direcția economică. Dacă ați parcurs, dacă dumneavoastră, membrii Consiliului Local, vă însușiți această motivare pe care o trimitem noi la OMV. Cine este pentru? Cei de la OMV nu votează. Da. Cât sunt? Toată lumea? În majoritate? Da. Da. Ok. Mulțumim. De la ultima ședință vă pot spune că am mai semnat câteva contracte de finanțare prin PNRR, toate 4. Vă spuneam la ședința trecută că am fost informat și invitat să semnez contractele pentru școala Tristan Tzara și grădinița Ghiocelu de la George Eminescu. M-am deplasat la Ministerul Dezvoltării, am realizat acest lucru și am semnat electronic cele 2 contracte care privesc colectarea deșeurilor și anume pe acele insule ecologice, 46 de insule ecologice, toate aceste platforme care le vedeți prin oraș de colectare a deșeurilor vor deveni insule ecologice prin dotarea cu pubele asemănătoare cu cele care sunt acum, în plus vor avea acces va fi accesul cu cardul sau cu o aplicație, cu un cod, cu o parolă. Alt proiect semnat este CAV-ul pentru colectarea prin aport voluntar, acel proiect pentru deșeuri voluminoase pe care îl vom realiza undeva în zona Schelei din Moinești, un teren care l-am alocat, am semnat contractul de finanțare, urmează să realizăm documentele pentru a începe procedura. În rest, le vedeți pe celelalte, sunt în curs de desfășurare proiectele. Am fost săptămâna trecută la ADR. La această dată nu sunt probleme vis-a-vis de finalizarea proiectelor în implementare. Așadar, dacă ne ajută vremea și cel de sus, sper să le terminăm la timp, să nu fie nevoie de alocare de fonduri din bugetul local sau, Doamne ferește, altceva. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt intervenții la punctul diverse? Da, domnul consilier. Da, două probleme. Am văzut că s-au mulțit semnificativ câinii vagabonzi. Mă întrebam dacă serviciul ecarisaj îi strânge în perioada asta sau de unde apar. Deci, efectiv, sunt foarte mulți, mai ales în zona școlilor. Asta este prima problemă. Și a doua problemă generală, dar care are legătură și cu zona în care îmi desfășor afacerea. În fața magazinului acolo a existat o spărtură, au venit cei de la EON, au reparat, nu știu exact ce au avut acolo, un cablu de înaltă tensiune și au dat pavele la o parte acum 2 săptămâni și au lăsat, scuzați de expresie, o bătaie de joc. Ideea este în felul următor, sunt convins că la un moment dat cineva va veni și va repara, dar dat fiindcă vorbim de un proiect european cu atât de mulți bani, ar trebui cine strică să repare imediat fără să lase așa, pentru că dacă în tot orașul o să dea pavelele la o parte și să aștepte să vină cineva să pună înapoi, e urât. Firmele astea ar trebui, dacă nu amendate, dacă nu-și fac treaba cum trebuie. Mulțumesc! Vis-a-vis de acea lucrare, sunt lucrări care trebuie realizate, fiind pe situații de urgență. Nu poți lăsa întregul oraș fără curent. Problema pleacă de la cel care reface. Ei, cei de la Delgaz, au anumite societăți agreate și care au contract cu dumnealor. Aici nu au voie să intervină dumnealor pentru că trebuie să realizeze refacerea constructorul care a realizat lucrarea inițial pentru a acorda și garanția necesară, respectiv cei 5 ani. La acest moment sunt notificați să se întoarcă acolo. E o problemă mai dificilă cu acel cablu. Se insistă acum o săpătură pe carosabil înainte de a realiza asfaltarea. Mai mult decât atât, e o lucrare nouă la spital, știți, pe mărirea de putere și instalația electrică. La spital, la contagioase, la interior deja este realizată, dar trebuie să realizăm mărire de putere de la cele 2 puncte tehnice din zona deurilor, din spate de la locul unde vă desfășurați activitatea, cât și din spate de la Consuela. E o problemă de proiectare acum și probabil și acele cabluri care trec pe trotuar vor fi duse în carosabil. Privitor la câini, săptămânal, nu vă mai spun ziua când, pentru că dacă anunț ziua, sunt persoane care închid câini în garaje, în casă, pentru a nu-i captura. Nu este săptămână să nu capturăm cel puțin o dată, au fost de 2 ori, 7, 8, 10 câini săptămânal, de unde apar, dacă știți și aveți o informație, vă rog să mi-o spuneți că eu nu realizez. Săptămâna trecută ne-au vizitat un ofițer și un subofițer de la Protecția Animalelor de la Bacău, știți că s-a înființat această structură, au venit ca în colaborare cu noi primăria să înștiințăm cetățenii despre ceea ce înseamnă castrarea câinilor de pe proprietate privată. Este obligatorie. Cea mai mică amendă, valoarea minimă a amenzii este 5.000 de lei. Ori dacă o să înceapă să dea 5.000 de lei amendă la cei care dețin animale în curte și nu au certificate, carnete de nu știu care să demonstreze că acel câine este de rasă, va fi nevoie să plătească această amendă. La momentul ăsta am format echipe din poliția locală, de la mediu și câțiva salariați de la primărie, cu poliția locală, să înștiințăm cetățenii despre aceste măsuri care vor urma. Cei de la Poliția Animalelor vor merge în teritoriu, în tot județul, și vor aplica amenzi acolo unde nu înțeleg cetățenii că acești câini trebuie castrați. Este lege în acest sens. La ora asta, în padoc, avem 180 de câini. Vă spun că în ultimii ani s-au adoptat o mulțime de câini prin fundațiile de la Bacău, care vin, iau, cu documente, bineînțeles. Văd că de ceva timp nu au mai venit și a început să crească iar numărul din padoc, iar întreținerea crește, salarii și așa mai departe, pe banii noștri. Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții la punctul diverse, dacă nu, declarăm ședința închisă.